Mai există un mare francez care a cântat o piesă pe care a cântat-o toată omenirea după aia. Se numea Sidney Bechet. Da. El se numea Sidney Bechet. Mi bemore fa la a, știi? Voilà, voilà de vez. O știi, nu? Sidney Bechet. Când eu o cânta orchestra școlii la liceu, dansam pe ea. If it takes forever, I will wait for you. Știi? Umbrele din șeburi. Să-l distrăm pe Mircea Dinescu. Cel mai cunoscut cântec franțuzesc pe care l-a preluat toată lumea, care este? De acord. Dar nu e ăsta. Pentru muzicanți nu e ăsta. Ăsta e pentru lume. Da. Ascultă. E ori Frunze Moarte, ori Ceci Bon. Sigur că da. Amândouă sunt. E. Ai văzut cum extrag eu din el toată muzicalitatea rusească? Și mai vreau ceva. Da. Tot una franțuzească. Hai, cântă-le. Stop! Vreau să vă felicit pentru ceva. S-au atacat o droaie de piese pe care voi în mod sistematic nu le cântați aici, în locul ăsta. Dar vă felicit pentru faptul că fiecare piesă a fost acompaniată așa cum trebuie, ceea ce înseamnă că voi le-ați mai cântat, le știți și le-ați studiat cât de cât, pentru că ăștia nu se pot păstra altfel decât prin cântat. Cântăm o piesă de virtuozitate. La minor, auzi. De intelectual.